întrebarea zilei. Întrebarea zilei, antrenament mental, care face bine răului cotidian? Dar oare-i bine că-i face bine sau mai bine ar face rău? Eu te întreb pe tine, tu întreabă la rândul tău. Salutare, dragi prieteni ai întrebării zilei. Suntem în direct cu invitatul special al săptămânii, Sorin Palciuc. Salut, Sorin! Salut, salut! Pentru cine nu știe, Sorin este un comediant din partea Banatului, foarte apreciat, cu multe glume bune, umor deosebit. Cum a fost toată această perioadă pentru tine? Am stat foarte mult pe acasă, am scris perioada asta destul de mult. Am scris și un nou spectacol, care e muzical de data asta. Am mai scris și niște scenarii de film. Am încercat să fiu productiv cât am stat acasă, să nu stau degeaba. Foarte bine, că decât să stai, mai bine să încerci să produci ceva și dacă timpul ăsta a fost în favoarea noastră, măcar să profităm de el cât de bine putem noi. Normal, să avem cu ce să ieșim după aia. Exact. Sorin, cum îți începi tu ziua? Ai un tabiet, un mod prin care îți faci mai ușoară trecerea în zi? De obicei dimineața, cum mai și lucrez la o firmă, mă ocup de treburile firmei. Și după masa mai scriu și seara din nou. Mă pun și scriu când am liniște și nu mă deranjează nimeni și mă apuc uneori 2-3 noaptea scriind. Dar până să încep să lucrez la firmă, să zicem te-ai trezit, te-ai spălat pe față, care este primul lucru pe care îl faci? Mănânc de obicei și apoi încep ziua, diverse activități. Mă mai uit pe net, mai văd ce m-a mai apărut nou. Fără cafea, fără nimic. Cafea nu, țigări nu. Am înțeles. Spune-mi, te rog, cu ce visai tu să zbori când erai mic? Cu avionul în principiu și cu elicopter, că tot vedeam tot timpul pe cele elicoptere și mă gândeam cum ar fi să zbor cu ele. Nu visai să-ți construiești tu nimic cu care să zbori? Mă, aveam niște gânduri, un copac zburător, aveam când eram mic, așa, tot aveam așa, desenam și mă gândeam cum ar fi să fac un copac zburător. Da. Sorin, de câți ani faci tu stand-up? Păi am început prin 2013 pe la Valuri de Popoși, pe aici prin oraș, dar atunci am început cu scenete, mai mult cu un băiat și stand-up, ca să zic așa, prin 2016-2017 am început mai serios. Adică să fac doar stand-up. Și care a fost momentul acela de click, când ai spus, asta este ceea ce îmi place să fac? Păi prin 2017, atunci am început să vină spectacole mai multe, atunci mi-am dat seama că doar merge să fac chestia asta. Adică am văzut că prinde la foarte multe lume, că am mers prin mai multe zone, nu doar aici local. Și atunci am văzut că prin și în Moldova și prin Ardeal și am zis de ce nu. Și practic atunci ai avut și confirmarea că ceea ce faci, faci bine. Da. E, depinde și de zone, că unele glume prind într-o anumită zonă, altele nu. Depinde de la zonă la zonă. Ai ceva probleme deosebite cu anumite glume? La religioase. Prin Moldova nu prea se vedea alea, care erau cu religia, cu... Dar așa nu am avut probleme, să zic, sau să se supere cineva... Și uite, dacă tot zici de probleme cu anumite glume, crezi că este normal războiul dintre generații? Și cum ar putea fi el aplanat? Nu consider că nu e normal. Adică eu cred că e loc pentru toată lumea, mai ales în treaba asta. Pentru că fiecare și-a cam făcut publicul lui deja, adică lumea cam vine să vadă persoana respectivă. Nu că ar trebui să fie un război între generații. Ca și în teatru, că trebuie și bătrâni și tineri. Evident. Nu mă refeream în breazlă, dar în societate. Crezi că este normal acest război între generații? Nu, adică cred că ar trebui să respectăm între noi, indiferent de vârstă. Nu contează că ai 20 de ani sau că ai 60 de ani. Așa e, într-adevăr. Adică dacă mă respect, te respect. Am pe principiul ăsta. Respectul, într-adevăr, trebuie să fie primordial în toate relațiile interumane. Spune-mi, te rog, care este cartea ta preferată? Sau o carte pe care atunci când ai citit-o, ți-a influențat modul de a gândi? Nu știu, mi-a plăcut foarte mult Viitor cu cap de mort, al lui Radu Cinamar. A fost o carte destul de interesantă. Era despre Bucești, despre Departamentul Zero al Securității, cea cu Deperoan Ceaușescu. Mi s-a părut destul de interesantă. Bine, se zice că, de fapt, ar fi un pseudonim numele autorului, că nu există în realitate autorul, ar fi mai mulți autori, cumva. Am înțeles, asta face cartea și mai interesantă. Dar care este comedia la care ai râs cel mai mult? Mi-a plăcut foarte mult Get Hard, era cu Kevin Hart filmul, ăla chiar a fost foarte fain. Și în România, care mi-a plăcut și mai mult, Bedeurile, Neamărin Miliardar,
Astea clasicele. Am înțeles. Pe care l-ai revedea oricând, da, cu cea mai mare plăcere? Pe de la munte și la mare, ăla cred că e cel mai fain dintre ele. Într-adevăr, a fost cam ca vârful de lance al acestei trilogii, din punctul meu de vedere. Da, și era fost fain, mai ales pentru vremea aia. Hai să mergem mai departe și spune-mi, care este peisajul care te-a lăsat pe tine fără cuvinte? Sincer, muntele Ceahlău, când am fost în 2015 și chiar am rămas impresionat cum a fost. Ceahlău, într-adevăr, are o parte mișto de deosebită. Am fost chiar până sus, acolo, la cabană, la Dochia și chiar o priveliște super. Uite că tot veni vorba de Dochia și de lucruri din astea mai misterioase. Tu ce crezi? Există viață după moarte? Eu cred că da, adică imposibil să termine totul aici. Parcă ar fi prea trist, nu? Da, adică ar fi așa să fie odată... Da, ar trebui să fie o continuare, să mai discutăm și după puțin. Păi da, să nu se termine chiar așa brusc totuși. Ia spunem, dacă există cumva un loc care te duce cu gândul imediat la un film de groază? Sunt anumite locuri, adică anumite zone mai părăsite. Am fost aici la o cabană undeva și era așa, părea perfect de făcut un film horror. Era chiar în pădure, cumva, într-un luminiș, așa era o cabană și era efectiv părăsită. Sorin, ce crezi? România merge spre bine sau spre rău? Cumva și, nici spre bine, nici spre rău, e așa, cumva la mijloc. Trage așa în două direcții. Unele lucruri sunt bune, altele sunt rele. Da, unele lucruri sunt bune, altele sunt rele, deci 50-50 cum ar veni. Când simți că ești stresat, care este modul tău de a te destresa? Ce metodă aplici? Ascult muzică sau mă pun la un film, unor mai scriu ca să mă liniștesc. Am scris chiar și unele versuri. Da, cumva piese rap, dar nu le-am înregistrat niciodată, doar le-am scris. Doar așa, în scop terapeutic? Da, să mă eliberez cumva. Poate n-ar fi rău dacă ai încerca să le și înregistrezi. Poate descoperi un nou hobby, un nou mod de a te destresa sau, cine știe, o nouă carieră. Da, nu se știe niciodată. Niciodată nu poți să știi. Acum, spectacolul ăsta la care am lucrat acum pe timp de pandemie... Da, deci este un spectacol doar muzical, cumva cu piese, na, comice, unele mai cu mesaj, mai și mesaj politic. Deci eu spun, e nevulgar ca să fie pentru toată lumea, cumva să fie pentru orice vârstă, ca să zic așa. Și ți-i propui să-l scoți undeva, să-l produci la un teatru? Da, vreau să-l joc cumva, dar na, când o să înceapă, na, să putem juca și în interior, ori în toamnă, dacă o fi, sau în primăvară, na, când se va putea. Evident. Planul inițial era acum în toamnă, dar na, nu e nimic sigur. Avem nevoie să se deschidă teatrele cât mai repede, pentru că modul de exprimare al nostru a fost destul de fragmentat și de... Da, e îngrădit cumva. Îngrădit, exact. Și parcă nu e la terasă, am avut la terasă un spectacol, dar parcă nu e atmosfera aia când ești undeva într-un spațiu închis, unde e altceva. Normal, așa este. Sorin, spune-mi, dacă ai avea 1 milion de euro și ar trebui să-l investești în ceva și apoi să beneficiezi de profit, în ce ai investi acel 1 milion de euro? Probabil tot ca să evoluez în meseria asta de artist cumva. Nu știu, poate mi-aș face un studio, mi-aș cumpăra aparatură. Deci totul în meserie și totul pe o carte. Normal. Spune-mi, te rog, care este cel mai amuzant cadou pe care l-ai primit? Sau ce cadou ai făcut tu amuzant la un moment dat? Păi din astea, cum ne facem, l-am majorat prezervative și chestii de genul. Și tricou cu texte amuzant. Da, mă gândeam dacă la 18 ani prezervativele nu sunt cam tardive. Păi, na, acum la generația din ziua de azi, da, noi totuși eram mai așa, mai rușinoși la vârsta aia. Eram chiar ca ăștia de acum. Sorin, acestea au fost întrebările mele pentru tine. Acum spunem dacă ai tu o întrebare pentru cei care ne urmăresc. Ce ar face ei să meargă lucruri mai bine în țară? Care ar fi soluțiile ca să ducem un trai mai bun? Ei, da, aici ai pus punctul pe i și ai pus o întrebare care ar trebui să ne dea bine de gândit și să ne gândim ce face fiecare pentru ca țara asta să evolueze și lucrurile să meargă mai bine. Sorin, ce proiecte de viitor mai ai? Unde te pot găsi oamenii? Ce spectacole?
În principal acum pe Facebook, cel mai mult în perioada asta. Acum o să lucrez cu niște prieteni la un film, un scurtmetraj, un thriller, ceva. Acum în 21 începem filmările. Am un proiect, serialul, dacă poate ai văzut și tu, și ești pe Facebook, am pus și poze. Un serial, am filmat episodul pilot. Serial, comedie cu daci și romani. Da, Secretul Izorilor se numește. Și am filmat episodul pilot și în septembrie-octombrie ar trebui să filmăm și restul episoadelor. Super tare, chiar abia aștept să văd și e de bun augur să iasă o astfel de serie. Da, acum e în lucru, trebuie montat, trebuie mixat, sunetul colorat. Și am văzut și o distribuție foarte bună. Și când apare, da, e Alin Panche, Vărul Sândel, Iulian Ilinca, care a fost la Vacanța Mare, George Robu. Abia așteptăm să iasă, să vedem. Chiar și eu abia aștept să-l lansăm. Sorin, îți mulțumesc mult pentru participare. Și eu mulțumesc că m-ai invitat. Îți mulțumim pentru întrebarea adresată. Mulțumesc și eu la fel și ție și baft în toate proiectele. Mulțumesc, Sorin, mulțumim. Asemenea, numai bine. Salutare tuturor și vă mulțumim. La fel, salut, salut. Atenți la întrebarea zilei. Întrebarea zilei. Întrebarea zilei, antrenament mental, care face bine răului cotidian, dar oare-i bine că-i face bine sau mai bine ar face rău? Eu te întreb pe tine, tu întreabă la rândul tău. Întrebarea zilei.